Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică Crypto, la un nou video, la o nouă analiză. Îmi pare rău, ieri nu am avut nicio șansă să fac un video decât seara, la vreo 8 seara, și nu mai aveam să-l fac dimineața, iar nu am reușit. Iată că acum am fugit repede acasă să fac acest video și probabil mâine, cel târziu, vineri, vom intra cumva în normal. După cum ați văzut, piața s-a dus frumos la vale, da? Și v-am tot spus și eu acum câteva, vreo o lună, două luni, da, uite, am găsit undeva și un video undeva în august, observați 4 și 5-ul undeva jos. N-am apucat să mai caut din urmă. Ia uite, am dat 5 undeva, pe la, mă rog, nu neapărat, undeva 14, 15, 16 mii. Dar sper că vă aduceți aminte, cei care mă urmăriți în mod constant. Am dat chiar de la început, am dat acest scenariu de short. Ceea ce, după cum vedeți, s-a și întâmplat sau este foarte posibil să se întâmple, și anume ca Bitcoinul să spargă acești 17.000, poate da, poate nu, nu știu, dar am spus-o de foarte multe ori, acest pattern mai mult îmi inspiră un pattern corectiv decât unul impulsiv, unul vine aici, dar poate, poate, cine știe, da, prețul să se oprească până în această linie, hai să punem și noi așa, și de aici să crească, sau putem să avem o altă variantă, deci în această zonă, Bitcoinul, da, să avem 1, 2, 3, 4, deci să coboare mai jos spre 17, 8, 16, 17 mii. Varianta de long este aceasta, până sau deasupra acestei linii încă avem varianta de long, el poate să urce din această zonă și avem finalizat un A, B, 1, 2, 3, 4. Da? Și iată că ce înseamnă să cunoști Elliott și să știi exact unde să intri. Și am dat clar acest target care nu a, mă rog, această zonă de intrare care a fost invalidată din fericire. Cine intra long pe aici, clar că îi păpa SL-ul și nu era de dorit. Iată că am pus exact pe valul A din valul 4, mă rog, și cine a respectat, cine a pus buy stop aici poate să-l anuleze. Evident că prețul a coborât, așa că voi șterge analiza mea de atunci. Cine s-a grăbit, cine a fost mai, să spunem așa, mai lacom, da, cu siguranță prețul i-a luat stop loss-ul. Hai să punem așa, să vedem ce va face piața. Suntem într-un trend descendent, de sub nicio formă nu vă sfătuiesc să intrați long. Observați trendul descendent care a început undeva de la o secundică mică, de la 25 suntem la 18.000, se vede din satelit, din avion, de unde vreți voi, că trendul este descendent. Aia putem să facem și așa. Da, să vă fi... A, ce bine că a mers. Da, clar, suntem în trend descendent, deci nu cumva să vă pună cine vreți voi să-mi intrați long, să-mi scrieți să duc, am intrat long când trendul este short. Așteptați corecții și îmi intrați short până nu avem un trend ascendent. Evident, nu recomand să intrați long, am spus-o de sute de ori pe acest canal, să nu intrați contra trendului. Decât dacă vreți să donați bani, da, să câștige alții, este minunat gestul vostru, dar sfatul meu, lăsați pe alții cu ale lor. Voi mă ascultați-mă pe mine, armata mea de trader,
războinicii mei, războinicii lumini, dar războinicii cripto, traderilor, ascultați-mă pe bine că veți avea de câștigat. Deci varianta care era acesta este, am să mă zgâresc o leacă, sper să vă prindeți, dar ce să fac? Corect. Ah, stați că nu era asta. Asta e cea, asta este. Unde era A, B, C, W, X, să spunem Y aici. Ups, ce mică ești. Hai să punem așa, punem un lila, un violet, tot ceva frumos. Da, aici aveam un val 3, aici un val 4 și clar prețul va coborî. De aceasta am și tras această linie. Sub această linie prețul va mai coborî pe la 16-15.000. Vom vedea și având scenariul acesta de short în minte, mă gândesc că dacă merg pe graficul de o oră și luăm doar acest, hai să punem 4 mari aici, hai să mergem pe, nu știu, sfert de oră, dăm zoom mare, unde ești, avem 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, A, B, C, 4 și 5-ul mai jos. Deci vreau să aveți în vedere cumva acest scenariu. Da, hai să punem, ia să vedem noi, ne jucăm cu prietenul nostru fidel. Hai să punem un 38 aici. Ștergem. O să vedem la Elliot de ce până la 38, 38 sau 50. Când voi ține acel curs, deocamdată trebuie să învățăm bazele. Da, și ia să vedem, 4-5-ul va veni undeva aici, cu C-ul, cu 2-ul, cu ce mai aveam eu pe aici, mă zgârit. Deci, dragii mei, acesta fiind zis, azi e miercuri, aveți în vedere, știu eu, acest scenariu, dar nu-l luați de bază, pentru că valul 4 poate să meargă în lateral, poate să urce, să meargă în lateral, să facă tot felul de fițe pe aici. Dar, oricum, așteptați ca prețul să mai crească. Sub nicio formă nu vă sfătuiesc să intrați long, decât dacă am avea norocul să avem acest scenariu, dar acesta este cel mai simplu, cel mai complicat, o să vi se îmbârlige mintea și nu vreau să vă scurcircuitez eu neuronii. Da? Doar așa și aici la ciupeală, dar sfatul meu, așteptați valul 4 și de aici, fraților, băgați un short de zile mari. Din nou prețul va urca, nu până acolo, că se schimba situația. Hai să ștergem. Da, vom vedea practic ce scenariu va alege piața, ori vom urca, ori de aici vom coborî sub această linie. Da, avem un 3, un 4 și din nou un 5. Dar hai să o luăm pas cu pas, zi de zi. Da, și sfatul meu este să așteptați cu minței. Astăzi vă luați o pauză, puneți o film pe Netflix. Sau eu știu, poate căutați pe alte criptomonezi ceva mai clar, da? Ceva clar, uite cum a fost această cădere, cei care au cumpărat strategia, vreau să-mi scriu. Ah, m-a speriat. Uite, am dat și direcție de short, trebuia să pun o săgeată, da? Dacă prețul spărgea, avea la direcție de short. Iată că am și trasat aici, numai că n-am fost inspirat să pun săgeata roșie, ci aveam aceeași culoare cu acel triunghi și sigur am zis că dacă sparge clar, se intră short. Vreau să-mi scrieți că v-ați umplut de bani pe acest short, care a avut un randament de cam 7%. Aștept în comentariile voastre în acest video să-mi spuneți că ați prins short-ul, că mă urmăriți, da? Ceau cei care m-au urmărit, acei 500 sau, ia să vedem,
unde Dumnezeu scrie pe aici, pe undeva scrie câte vizualizări, 584 de oameni din 584 am nevoie măcar vreo 5, 7, 10, 20, 100. Cine gata la clopata, nu? Luăm clopata sau nu luăm clopata? Da, am nevoie să-mi spuneți că ați prins acest short, iată că el a venit chiar aseară undeva la ora 8. Sunteți destui care mi-ați cumpărat strategia, așa că nu vreau să-mi spuneți că... Bine, în excepția, în afara faptului că nu ați avut timp, asta este altceva, dar cei care vor să tranzacționeze și au timp, ați clar în această zonă, ați avut semnal, este imposibil, vă trimit sute de e-mail-uri, da? Vreau să știu că cu acești bani puteam să vă scoateți chiar într-o singură strategie, o singură tranzacție, să vă scoateți banii pe strategie. Da, v-am spus-o și de sute de ori, nu-mi intrați long pe trend descendent, nu-mi intrați, pardon, pe trend descendent, nu-mi intrați long, da? Și invers. Hai să mergem pe H4. Uite, aia nu este bine și aștept să mă învăț eu. De fiecare dată când îmi pun ceva, trebuie să mă duc să debifez. Hai să punem exact o oră. Hai două ore, că poate uneori mai tranzacționez pe două ore. Perfect, mi-a dispărut. Bun. Hai să mergem la prințesa, la regina. Unde ești? Ethereum. Aici cred că era longul de aici. Sper că cine a prins longul a fost bine. Venind, mă așteptam ca acest C, așa din B, să fi fost mai sus. Nu a vrut. Dar chiar și așa, cine a prins acel long a avut un 5% randament. Suntem pe graficul de H4. Ștergem această săgeată. Piața întotdeauna face ce vrea ea, dar odată intrat ne asigurăm că punem stop loss-ul la break-even și suntem în free trade. Da, iată că și Ethereum va cădea frumușel și vom vedea ce va face prețul. Evident, cred că va cădea sub această zonă, mai mult ca sigur. Da, pentru că valul B, valul C este egal sau mai mare decât valul A, așa că vom pune C-ul undeva, hai să spunem la 1300, număr rotund. Hai să ștergem săgețele, că deja le facem varză. Pas cu pas apare calea, vorba lui Lao Tzu. Nu știu ce avem aici, le-am zăpăcit. Bun, așa. Short-ul acesta sper că l-ați prins. Unde, Doamne, iartă-mă, așa, coșul. Deci de aici ne așteptăm, aștept la o corecție și din nou long, să vedem dacă short-ul va fi ori până aici, ori mai jos. Hai să punem și eu, Eu și cu răducul, nu? Eu și cu răducul punem două săgeți. Ce și cumva de aici să sperăm la un long. Dar nu ne hazardăm, așteptăm să vedem ce va face prețul, dacă va coborâ. Deci tot la fel vă sfătuiesc să aveți răbdare, să prețul să facă o corecție și apoi să intrați long, pardon, să intrați short. Deci prețul va merge, dar nu, vreau să spun să nu cumva să intrați long, așteptați prețul să urce și apoi intrați short pe această criptomonedă. Da, fie se va opri aici, va face un dublu bottom și va urca, fie va sparge cumva mai mult ca sigur datorită acestui pattern, da, ABC, să C-ul vine aici.
5-ul, pardon, vine acolo, ștergem această jucărică, da, avem 3, 4 și 5, 5-ul trebuie să fie mai jos de 3, ceea ce deocamdată s-a și întâmplat, C-ul ar trebui să fie mai jos de A, dar acest lucru îl vom vedea ulterior, pe parcurs. Ia să mai vedem, Litecoin, mamă ce cădere a avut Litecoinul. Ia să vedem, ia uite frate, la ora 3 după amiază, ha, 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 uite, vezi, mi-a făcut un 5 eșuat, așa este când vânzătorii se grăbesc, o să învățăm la, și chiar, uite, observați, totuși a respectat cumva teoria, valul 5 este mai mare decât valul 3, observați că dacă aș trasa cumva o linie din maximul valului 3, ehehe, du-te cu domnul. 5-ul, da? Ia-ți dăm zoom mai mare. Da, se vede de la o poștă. 5-ul este mai mare decât 3. Vârful a depășit, a trecut de valul, maximul valului 3 și a depășit. Asta e, mă așteptam să fac 1, 2, 3, 4, 5. Cineva a descărcat foarte puternic, se observă această bară, prețul a deschis aici, a urcat. Da, și imediat au apărut vânzătorii, care or fi ăia și de ce au intrat atât de repede, nu știu. Observați că ei au închis undeva aici și de acolo a tot căzut. Ieri nici n-am fost acasă, n-am prins nimic, n-am prins niciun short, nicio problemă, dar satisfacția mea este să îmi scrieți că voi ați prins. Eu, în momentul când o să am timp liber, să tranzacționez berechet, cum am făcut-o până acum. Da, aceste trei canale mă solicită și mai fac și niște cursuri ca să învățați analiză tehnică de bază, să câștigați foarte bani și mai ales și strategia, să câștigați foarte mulți bani și cu strategia vă promit eu că veți face minuni. În momentul când veți cumpăra cât mai mulți, voi putea vorbi ceea ce vă predau în acele cursuri. Da? Deocamdată nu vă zăpăcesc, vom lucra pe lumânări, pe multe, multe chestii, vom folosi pivoți, îi voi calcula eu 1-2 pe zi, vă voi învăța absolut foarte multe lucruri. Da? Deci ia să vedem, Litecoin-ul mânca la mama, ce păcate, au 16% într-o zi, făceați bani de bani, evident că și aici, ca și pe celelalte invers curare verde, ca și pe celelalte criptomonezi, mă aștept la un short. Uite că am pus aici, schimbăm culoarea. Ce mă bucur că v-am arătat chiar de acum vreo lună, două probabil, poate două, nu, dar o lună, undeva, pardon, undeva prin iulie v-am arătat acel scenariu de short pe ia să dăm pe daily, nu știu dacă se vede pe daily, 4 ori l-am văzut. Ia uite, acesta, da? Am și trasat canalul, a și spart linia mediană, mi-a și spart. Și fiți atenți, dragii mei, cât de minunată este analiza tehnică dacă știi să o folosești. Ia uitați voi frumos aici, vă umpleați de bani fără să știți Elliot, fără să știți absolut nimic. Într-un curs voi vorbi de linii de trend, în viitorul curs, al doilea sau fără strategie, da? Ia uitați voi frumos, acesta este linia inferioară a acestui canal de preț. Prețul a ajuns pe el, a ricoșat, iar a ajuns pe el, iar a ricoșat, iar a ajuns, iar a ricoșat, iar a ajuns, da? Iar a crescut și de data aceasta mi-a spart, mamă, mi-a spart acest canal. A spart această linie de trend, observat, s-a tot dus. Cine era pe fază, mergea pe time frame-urile inferioare și prindea un stop loss bun, chiar și așa zic eu că se putea intra la ciupială și iată deja până acum aveam un risc de ori de cel puțin 3,3. Este, era excepțional, se putea intra lejer. Da, la cumpărare, din nou aici mi-a spart această linie, observați, a testat, da, am tras o linie de trend, linia inferioară acestui triunghi,
O să vorbim de triunghiul foarte mult în cursul de Elliot. Și nu numai. Da? Observați, atestat, a ricoșat, testat, ricoșat, testat, ricoșat și aici, bum! Da, s-a dus ca bomba și sunt convins că aici volumele erau mai mari. Da? O să observați întotdeauna că volumele în mișcări laterale sunt foarte mici, când prețul o ia fie în sus, fie în jos, fie vânzători în cazul nostru au intrat masiv la vânzare, de unde Dumnezeu au vândut ei, cât de prost, Doamne iartă-mă, sper să nu fiți dintre voi, da? Să cumperi, nu știu, de pe aici, habar n-am de unde să cumperi, da? Cumperi de aici deja, ești pe pierdere, cumperi aici, vinzi de aici, deci ești într-o pierdere majoră, nu știu cine tot vinde. De aceea mă bucur și mă felicit singur el că am ales să tranzacționez pe graficul de o oră și acest lucru vă recomand și vouă, fie long, fie short, astfel încât niciodată să nu fiu surprins de piață. Singura mea surprindere este că mi-a luat stop loss-ul, dar și acolo pierd exact câți bani vreau eu. V-am învățat acest lucru pe platforma de Binance, să folosiți acel cursor, să vă alegeți singur stop loss-ul și sau pierderea și profitul. Astfel încât să fiți mulțumiți dacă nu vă afectează la cont, fie că stop loss-ul e 2 dolari sau 30 de dolari sau cine știe cât puneți voi. Ați văzut, v-am prezentat în ultimul video, cred, 3 sau 4 intrări de ale colegilor voștri care mi-au scris pe e-mail, dar nu le place să iasă în față să scrie pe grup, dar mi-au scris pe privat, mi-au trimis poze. Da, și sunt convins și ați văzut că sunt randamente de 180 de dolari, 200 și ceva, 30 și ceva de dolari. Felicitări, țineți-o tot așa. Repet, cine a cumpărat strategia, lucrez la o altă variantă, mult mai explicită, mai și mai ușor de înțeles. M-am coborât până la nivel de, nu știu, grădiniță, abanam 4-5 ani, astfel încât și un copil de 4 ani va înțelege. Da? Și vă voi trimite la fiecare dintre cei care au cumpărat, restul va fi pe site, să o cumpere cine o dorește. Voi explica pas cu pas fiecare din cele 5 reguli. Voi da exemplu, nu voi trece la regula 2 până nu s-a înțeles regula 1, nu voi trece la regula 3 până nu s-a înțeles regula 2 și tot așa, mură în gură, nu știu cum să mai spun. Da, bun. Dar, repet, cine a cumpărat-o va primi varianta updatată, evident, în mod gratuit, pentru că ați plătit-o, orice updatare din partea mea. Mai mult de atât, nu știu cum să mai cobor, o să vedeți că nu există mai mult de atât, sau nu mă duce pe mine mintea, dar cine o practică, sunt convins că câștigă bani, așa cum și eu câștig destui de mulți și frumoși pe tranzacționez, în special pe Forex, pe piața americană, pe BVB și pe cripto. O să vedeți ce ușor va fi pe măsură ce învățați și alte elemente de analiză tehnică. Bun, ce să vă mai arăt? Bitcoin v-am arătat, Ethereum v-am arătat, Litecoin-ul, toate la fel arată. Haideți să citim ce mi-a scris voi pe aici prin comentarii. Ia să vedem dacă este acesta să fie ultimul. Ăsta sunt eu. Grigore, salut, Răducu, mersi pentru analiză. Poate un update pe TRB. Astăzi la ora 5 m-a curățat de 3 dolari PSL. Nu mi-ai spus, dragul meu, Grigore, dacă ai intrat long sau short. Te sfătuiesc să, cum place mie să spun, să dai de-a dura cu trendul. Fie long, fie short, mergi pe direcția trendului superior și intri pe un time frame inferior pe direcția trendului, cum v-am arătat de zeci de ori pe în videourile mele și în strategie vă voi arăta și mai clar, deși na, TRB, mai mult nu știu eu să mă exprim. Ia să vedem ce mâzgâleală am făcut eu aici, cum place mie să spun. Ăsta vine aici, ăsta vine aici, ăsta îl ștergem. Am nevoie de lucruri simple.
Ia să vedem, valul 1 este aici, trăsăm o linie, punem culoarea roșie, da? Avem 1, 2, 3, 4, 5. O secundă. A, B. Hai să ștergem această linie, că mă încurcă la vizualizare și nici nu-i văd rostul. Perfect. Ăsta ștergem. Ștergem și acest lucru. Deci avem A, B, vom pune 1, 0, ăsta îl punem aici. Vom pune 2. Treiul aici, patrul aici. Cam toate criptomonezele vor face ce va face Bitcoinul, așa că urmăresc când Bitcoinul va întoarce și TRB-ul. Deocamdată nu vă sfătuiesc să intrați sub nicio formă long, așteptați trendul să se întoarcă și apoi intrați long. Vom vedea ce va face prețul. Va urca și apoi va mai coborâ, să vedem dacă prețul va coborâ și va întoarce peste această linie roșie sau, hai să facem la fel, da, sau de aici va urca, dar o luăm și noi pas cu pas și repet, din nou urmăriți Bitcoinul și Ethereum, pentru că Bitcoinul și Ethereum dețin 60% sau 56% ceva din ăsta, aproape 60% din piață, ce fac ele, cam fac și celelalte, așa că stați cu ochii pe analiza care v-am arătat-o pe cele două. Ați văzut că și Litecoin-ul a coborât cel mai puternic dintre cele trei. Da, cam așa aș vedea pe TRB. Claudiu, scuze, răducule, nu te scuzi, Claudiu. De ce, fratele meu, te scuzi? Dar am uitat să prezint că am intrat pe Ada Long după ce a trecut de zona început de tine. Dar când am plecat la somn, am mutat somn. Foarte bine, bravo! Asta îmi place, că mă ascultați ceea ce vă învăț. Și Claudiu, doar dintr-un simplu sfat de al meu, a reușit să nu pierdă niciun dolar. Dacă nu făcea acest lucru, își pierdea stop loss-ul și pierdea, evident, bani. Așa a pierdut stop loss-ul, dar nu a pierdut nimic. Felicitări, bravo, ținut așa. Sper să-ți intre în sânge acest lucru. Întotdeauna să fii cu ochii, să vă mutați stop loss-ul la break-even și este minunat. Bravo, perfect, felicitări, Claudiu. Iar dimineața am intrat iar long și am făcut cam 4,5 dolari. Minunat, foarte, foarte bine. Acum aștept tucolița pe ADA. Sper că ai intrat short pe ADA. Ia să vedem ce face ADA, ce spune ADA. Da. Mamma mia, ce s-a dus și ăsta. Mamma lumia, ce s-a dus și ăsta. Anul în tot, ce să-i faci? Ceva s-o fi întâmplat undeva pe acolo. Așa că pe ADA eu aș vedea acest scenariu. Unde ești? Trebuie să mă gândesc. 3, A, B, C și nu aici, ci aici. Da, ne-a surprins pe toți, pe mine mai puțin, pentru că mă eram cu ochii când pe varianta de short, când pe varianta pe long, pe Bitcoin, Ethereum și clar că ce făceau celelalte, stați cu o secundă că am greșit, da, punem C-ul, punem 4, perfect, da, ce făcea Bitcoin, făcea și toate celelalte, Bitcoin a căzut zdravă, au căzut toate, felicitări, mă aștept la corecții, da, și apoi la short, așa că aveți grijă în continuare, azi, mâine, să-mi intrați doar short, să nu vă prind că îmi scrieți că ați intrat long. Dacă intrați, tăceți, țineți pentru voi. Dacă vreți să mă ascultați, intrați doar short. Așteptați cele mai bune intrări short. Cei care au cumpărat strategia, felicitări, știți exact când să îmi intrați în piață. Ia uite ce frumos, Claudiu, dacă știai Elliot, aveai ceva de acest gen.
hai să punem cel mai mic aici și știa exact, exact când să intri în piață. Observați că și în acest caz valul 5 este puțin mai mic, pardon, puțin mai mare, a trecut de maximul valului 5. Evident că el trebuia mai sus, dar repet, dacă Bitcoinul s-a intrat masiv la vânzare, toate celelalte, dacă toate celelalte au căzut, dar iată că 5-ul este deasupra lui 3, v-am arătat la o criptomonedă anterioară. Și nu putem să facem nimic altceva decât să așteptăm corecții short. Corecții short până undeva când prețul va trece de această zonă sau poate să facă un dublu bottom cumva și să întoarcă. Depinde de când vor desfășurarea acestui trend. Teoretic el trebuie să încoboare și chiar să depășească această linie. Teoretic, dar ați văzut că aici a fost la limită ca și pe cealaltă criptomonedă. Deci, Claudiu, nu știu unde a intrat. Dacă mi-a intrat pe aici, ar fost minunat. Băgai bani de bani în buzunar. Ia uite, 12%. Probabil că ai ciupit acest 4 spre 5 și aici aveai vreo 5% și cu levierul, ia că s-a adunat ceva bani. Foarte bine că ai făcut $5. Ai făcut, i-ai câștigat. Da, și nu i-ai pierdut. Fericită-te, cumpără-ți o bere, ia o prăjitură la soție și copii și bucură-te, draga mea, am câștigat niște bănuți, nu contează cât, ci uite, am cumpărat 3 prăjituri. Și hai să vezi că mai târziu vei câștiga și mai mult și mai mult și mai mult. Bun, cam așa aș putea să fac tot ce mi-ați cerut voi. Dar zic eu că nu are rost, pentru că toate vor pica și deja avem 32 de minute. Zic eu să mă opresc aici. Hai să fac și G, L, R ăsta, dar repet, nu văd G, L, R. Așa pot să analizez cam toate. Ia uite-l. Ia uite-l. N-am ce să fac. Excludem asta de aici, da? 5-ul vine cumva aici, hai să debifăm. Ați înțeles ideea, dragii mei? Ați trebuia să spun, am dat direcție short, dar uite că n-am mai pus culoarea, dar am dat săgeată în jos. Hai să mergem noi pe o oră. Sper că se vede acest 1, A, 1, 2, 3, 4. Aici vom pune 1, aici vom pune A, A, B, C. O să vă învăț în ele mai multe pattern-uri. 3, frumos, clar. Aici ai pus și mai mult ca sigur va fi ceva de acest gen. Sau o combinație, un alt pattern, ceva asemănător. Poate nu chiar până aici, urmăriți și voi. Da? Deci am făcut un A, am făcut un B, ar trebui să mai trișnim undeva de aici, dar el poate să meargă lateral, poate să coboare, să urce, să facă zeci de pattern-uri în valurile corective. Acele sunt cele mai grele valuri, pentru că prețul merge haotic în lateral, sus, jos, coboară, merge lateral foarte mult. Uitați un astfel de val, ia uite-l, da? Asta e fi un val 4-5. Valul 4 și am finalizat aici. Aici avem 1, 2, 3, iau sub valul 4 și sub valul 5 aici. Observați valul 4 cât de mult a mers în lateral. Un subval 4 al valului 1. Aici, iar mișcare laterală, avem A, A, B, C, B și punem din nou C-ul aici, dar nu mai așa. Deci, efectiv, undeva prin această zonă, practic, prețul ar trebui să coboare, dacă nu vine Jerome Powell, președintele Fed-ului, să spună, fraților, gata, cu criza totul este ok, americanii se stau cu minți, rușii se împacă, extraterestrii ne trimit 7 miliarde, 4 miliarde de dolari la fiecare parte, totul e miere de albine și atunci
totul va crește. Dacă nu se întâmplă nimic din ce am spus eu sau alt ceva asemănător, mă aștept, ne așteptăm la respectare, ca prețul să respecte mie analiza. Da, și probabil undeva prin această zonă va fi o corecție sau va începe creșterea, dar repet, mă felicit că tranzacționez pe o oră și nimic nu mă mai surprinde și chiar dacă nu știu ce să fac, aștept, văd ce va face prețul și voi intra conform analizei. Nu este obligatoriu să fim permanent în piață, obligatoriu este să avem răbdare, să așteptăm cel mai bun moment de intrare în piață, când știm, când cunoaștem un pattern, vedem ceva clar că ceva se... O să învățăm, mă pregătesc să fac un curs de preț action unde voi vorbi despre suporturi și rezistențe, despre Fibonacci, despre pivoți, despre indicatori, divergențe și combinați. Totul se combină cu candlestick-urile. O să fie o nebunie acel curs, îmi va lua enorm de mult timp să-l fac, dar vă spun eu că va fi bomba bombelor acel curs și... Mă rog, am în cap mai multe, dar pas cu pas. Deci pe această criptomonedă mă aștept la acest scenariu. Și evident că cam toate vor merge în aceeași direcție. Hai să vedem. Iuri spune că mă urmărește de ceva luni, dar nu chiar toate videoclipuri și spun că ceva mi-a scăpat, povestești pe câteva cursuri și site-uri. Ți-am scris, Iuri, că să... inițial am făcut acest... am trei canale de YouTube, analiza tehnică cripto, analiza tehnică BVB și analiza tehnică SUA și cred că undeva le-am pus aici, nu mai știu cum am făcut și nu mai știu să le pun și pe celelalte. Cred că și la canale. Uite, se văd, dai click pe ele și cred că se deschide. Da? Bursa noastră de valori București, bursa americană cu mii de companii. Da? Și inițial am făcut acest lucru pentru mine să vă arăt și vouă din frumusețea acestei puterea analizei tehnice și m-am confruntat că absolut nimeni de pe acest grup, de pe BVB, unde acolo am vreo 1800 și ceva de abonați, de pe celălalt canal de analiză tehnică, de pe canalul de americani. Nimeni nu cunoaște analiză tehnică, toată lumea intră și câștigă după analiza mea, dar și pierd când o fac de capul lor. Și atunci mi-a venit ideea să am creat o strategie care am dat-o, evident, contra cost, cine a vrut să o cumpere. Da, și atunci m-am gândit să prezint cursuri, să fac niște cursuri ieftine, dar în care să prezint analiză tehnică de la bază, da, până la cel mai înalt nivel de analiză tehnică, care va culmina cu Pitfork Gun și în special Elliott Wave, care eu practic și vedeți pe toate graficile mele și videourile mele Elliott Wave. Este cel mai greu, dar ca să ajungi la acel Elliott Wave, trebuie să stăpânești baza bazelor și voi crea câteva cursuri de bază de analiză tehnică, pentru că imaginează că Elliott este un, nu știu, Ferrari, un Lamborghini care mergi cu 300 de kilometri și dacă te urci într-o mașină și te-ai învățat cu Dacia să mergi cu 10 km la oră, când te-ai urcat acolo, amețești și clar intri în primul stâlp, al doilea stâlp, al nu știu care, dacă mai apuci, așa că este prea puternic Elliott-ul pentru voi în acest moment și trebuie să știți bazele și acele baze eu le voi face. Am un site care m-am apucat și să-l creez și acolo voi pune, evident că când va fi gata, voi scrie, voi face un thumbnail, așa se cheamă aceste poze, în care probabil voi scrie site-ul și cursurile mele, una, două, sper să pun două cursuri, nu știu dacă voi apuca. De-abia pe 21 m-a anunțat când vor ieși actele și la firmă și până atunci o să fac și site-ul, sper să fac și al doilea curs, să aveți două cursuri plus strategia, deci trei chestii.
da, și ușor, ușor, ușor să cuprind și altceva. Și în momentul când voi cumpărați, pot vorbi degajat și despre alte lucruri, că altfel vă pierd pe drum și vă zăpăcesc, așa cum vă pierd pe drum cu Eliot și voi în ambiția, aspirația de a învăța Eliot mai mult, le încurcați și îmi dați tot felul de scenarii, să spunem, aiuristice, da? Pentru că nu știți Eliot și atunci voi îl inventați voi și nu este cel original, așa că în curând, să spunem cam 2 săptămâni, vor apărea totul și poate Doamne ajută undeva la începutul lui, cum se cheamă, la începutul lui octombrie, să reușesc să dau drumul și la un canal de Telegram unde zilnic voi posta intrări, dar pentru aceasta am nevoie de o bază legală și veți primi fiecare factură pentru acel abonament, pentru cursuri, pentru cam atât. Da. Bun, dragii mei, deci vă invit să, pentru cei care sunteți noi pe acest canal și vă place stilul meu, analiza mea și ce vreți voi, vă invit să vă abonați apăsând pe acest buton roșu la abonează-te și apoi pe acest clopoțel. Cine dorește să susțină acest canal, cumpărând o super mulțumire care să susțineți direct analiza tehnică cripto, este binevenit să o facă, da? Și acest lucru mi arată că mă apreciați, sunteți mulțumiți de ce fac eu și de acest canal. Cine nu, îl invit să apese pe acest buton, să-mi dea un like la acest video. Pardon. Și ne revedem cu bine mâine pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică Cripto, unde sper să-l fac mult mai devreme decât astăzi. Și vineri cumva vom intra în normal și mai devreme decât astăzi și ieri. Și de săptămâna viitoare, la fel, ne intrăm cumva în normal. Pentru că a fost o perioadă puțin mai aglomerată și ieri efectiv n-a reușit decât seara. Dacă îl făceam seara, făceam și astăzi, nu avea niciun rost. Pe cât posibil urmăresc să-l fac zi de zi. Da, dar oricum, sper că ați observat că în general vă dau direcții cam pe 2-3 săptămâni înainte, vă arăt posibile scenarii, deci nu trebuie să fac video din zi în zi, astfel încât. Și oricum, când voi face canalul de Telegram, voi avea mai puțin timp să fac videouri, dar ele vor exista probabil o dată la 2 zile, mă acces foarte mult pentru intrări, pentru că mă plătiți să da intrări și atunci trebuie să mă acces mai mult acolo, dar nu voi neglija evident și canalul de YouTube, numai că nu voi mai posta cum am făcut aici o oră și 24 de minute, o oră și 6 minute și nu voi mai da atât de multe intrări. Cine dorește, îl aștept pe canalul de Telegram, unde acolo se va intra doar pe baza cumpărării strategiei. Pentru că strategia este modalitatea în care voi știți exact când să intrați în piață, fără să aveți niciun fel de cunoștințe. Evident că cursurile care le voi face, le voi face măcar cel puțin 2 cursuri, sunt strâns legate de strategie și sunteți obligați, în ghilimele, obligați să știți acele noțiuni pentru a avea un succes maxim legat de strategie. Va fi o triadă, două cursuri plus strategia, va fi o triadă de imbatabilă, de netrecut. Este imposibil să nu deveniți trader independent, să nu câștigați bani doar cu informațiile din acele 2 plus 1, da? 2 cursuri plus strategia. Și evident, când vă lăsa site-ul și tot va fi oficial, voi voi arăta la cei care au cumpărat strategia și cum să combini între ele, chiar pe anumite grafice, dar repet, nu voi arăta doar strategia, ci doar cele 2 cursuri, astfel încât cine dorește să învețe elementele de bază, dar absolut necesare, care cu ajutorul lor puteți să câștigați bani cu oricare din cele 2 cursuri, dar combinat cele 2 plus strategia,
vă spun eu că va face minuni în conturile voastre. Deci, repet, undeva după 21 scot firma, până fac contul la bancă, până reușesc să introduc pe site. Of, vocea asta, vorbesc mult și am vorbit mult. Trebuie să iau mere de albine sau bouă sau ce Dumnezeu să iau. Spuneam că trebuie să introduc datele pe site, deci va dura cam o săptămână și ceva, dar undeva până în noiembrie sau la începutul noiembrie voi avea absolut totul și din noiembrie mă voi dezlănțui cu analiza tehnică mai complexă decât vă arăt sau cu alt fel de analiză decât v-am învățat până acum. Evident că Elliot-ul nu va lipsi pentru că este strategia mea de bază de analiză, dar intratul în piață vă va ajuta cele două cursuri plus strategia. Dar asta la momentul potrivit, repet, va fi un thumbnail, da, va fi o poză, nu știu, probabil site plus cursurile plus cursuri, sper să-mi intre, cum a scris aici, analiză tehnică cripto septembrie, ceva de genul acesta, va fi clar scris undeva aici, ca cine deschide, va primi e-mailul, va vedea clar despre ce este vorba. În acel curs nu voi face nicio analiză, dar este un curs de prezentare a site-ului și cele o strategie plus un curs care deja este terminat, dar nu l-am înregistrat. Trebuie să fac pauză la voce să pot face acel video. Am cumpărat și un, am dat comandă de un, cum se cheamă, microfon cu braț, cu filtru, cu fițe, să se aude mai bine vocea mea, că uneori, ce de drept foarte rar, cineva spunea că să puneți bani de la mână la mână, ceva de să cumpărați un microfon, am tot schimbat la Valere microfoane, am găsit un microfon cu braț, cu filtru, cu să mă obișnuiesc să vorbesc prin filtru, microfonul dincolo de filtru, adică un cerc mare, un disc cu o palmă care filtrează probabil vocea, habar n-am, să vedem, ar trebui să-mi apară peste vreo 2-3 zile, evident că vă voi anunța că l-am folosit și să-mi spuneți cum va fi vocea, cu el voi înregistra cursurile și videourile și na, mă îmbunătățesc și eu cât mă pricep, cât mă mai informez și eu de pe net, că na, nu m-am făcut mama cu microfon și habar n-am ce să iau, dar mă uită la recenze, la steluțe, la, da, pe EMAG, pe canale astea, pe site-uri care vând chestii de filmat, de microfoane și alte lavaliere și etc. Bun, dragii mei, ne revedem cu bine mâine la un nou video. Sper să îmi scrieți în comentarii că ați câștigat bani, nu mă interesează suma, dacă vreți o scrieți, dacă nu, nu, dar vă duc, am intrat, sunt mulțumit, dacă ați prins acele shorturi, cei care au strategia vă mănânc de urechiușe, dacă nu ați intrat, evident, cei care au avut timp, mulți mi-a arătat un coleg ieri o seară imensă, extraordinar de frumoasă, care acea persoană o are și lucrează mult la ea și din când în când mai și intră pe cripto și mi-a trimis acea sumă de 200 sau 180 cu 150, nu mai știu exact. Da? Deci, unii dintre voi chiar au afaceri și eu am o afacere și cumva asta nu mă face nu prea stau în piață, dar am un telefon. Mi-am cumpărat un Samsung, acum vreo lună, un Samsung Fold 3. Da, cu ecran mare pe pătrat, este absolut minunat și de multe ori o să vedeți că o să vă trimit pe Telegram direct de pe telefonul meu, se vede absolut impecabil, poate o să-l și filmez odată, dar nu știu cum, vă fac o poză cu el, cum se vede, iau telefonul soției, văd eu să vi-l pun, am două ecrane, da, asta acasă, ușor, ușor, înaintăm și o să înaintăm bine și sper să fiți cât mai mulți alături de mine. Eu voi continua cu acest canal și de-abia aștept să pornesc și Telegramul. Da, să vedem. Da, și mie lipsește cumva timp, dar cumva, cumva vom face noi față, vom fi un grup împreună, ne sfătuim, îmi dați și voi idei, ce mai bine și mie.
astfel încât să ne fie cu toții foarte, foarte bine. Dragii mei, v-am pupat o zi de miercuri absolut minunată, spor la bani, așteptați corecțiile și reintrați sort, toate cele foarte bune!